Comisia Electorală Centrală atenționează alegătorii care vor să voteze la locul aflărilor în ziua alegerilor parlamentare anticipate. Mai au 10 zile pentru a-și declara noul loc de ședere. Astfel, pentru a putea vota la o altă secție de votare decât conform domiciliului sau reședinței valabile, alegătorul va depune o declarație de ședere la autoritatea administrației publice locale din localitatea unde dorește să voteze. Procedura dată permite alegătorului să fie înscris în lista electorală de bază a secției de votare conform locului nou de ședere declarat și să-și poată exercita dreptul la vot la secția de votare respectivă. Important, declarațiile depuse pentru scrutinele anterioare nu mai sunt valabile. În acest context, Comisia Electorală Centrală reamintește că termenul de depunere a declarațiilor este de 10 iunie inclusiv.